Jucătorii echipei noastre au ales să se pregătească astăzi la penitenciarul de maximă siguranță din Iași. Această locație nu este străină de fotbalul, putem spune și de performanță, pentru că în urmă cu 10 ani, în 2012, echipa angajaților penitenciarului Iași a câștigat un campionat european. Și atunci erau angajați chiar și foști jucători de fotbal. Nu întâmplător, au ajuns cei mai buni din Europa. Suprafața de joc se prezintă în condiții foarte, foarte bune și astfel putem proteja terenurile din Copou în urma precipitațiilor abundente căzute în ultimele zile aici la Iași. Răzvan, credeai că l-ai văzut pe toate în carieră, dar probabil la antrenament într-un penitenciar nu. Ba, dar având în vedere vremea care este la Iași, ca să protejăm cât de cât terenul nostru, s-a hotărât să facem antrenament aici. Pentru noi a fost foarte important că am reușit să facem antrenamentul exact ce l-am propus, un teren cât de cât ok, ne-am făcut antrenamentul și asta este cel mai important.
greu de trecut poarta unui penitenciar și toate măsurile de siguranță. Da, bineînțeles, dacă asta a fost ordinea de zi la ei, la dânsii, atunci este normal să ne verifice. Nu avem noi nicio problemă cu treaba asta. Repet, e foarte important că am reușit să ne antrenăm exact cum trebuie. Nici cei mai buni spioni cred că n-ar fi putut să vă vadă exercițiile astăzi. Nu, dar e, oricum, în general nu cred că ne spionează cineva sau nu au voie să ne spioneze, dar important e că astăzi am avut mai mult antrenament tehnico-tactic și sunt bucuros că am reușit să-l terminăm și am ieșit sănătoși toți. Eu credeai că le-ai făcut pe toate în carieră de jucător, de antrenor, probabil la antrenament într-un penitenciar. Ba nu, cred că am mai făcut. Cred că am mai făcut. Se poate întâmpla, sigur, ținând cont că vremea de afară nu ne permite să intrăm pe terenurile noastre. Am găsit înțelegere și vreau să mulțumesc pe această cale și conducerii penitenciarului, oamenilor care sunt aproape de echipă, pentru că, până la urmă, Polia și echipa tuturor ieșinilor. Și mă bucur că găsim oameni care... oameni de bine care pot să ne ajute în momente mai puțin, știu eu, favorabile nouă ca și vreme de afară. Cred că ne-am putut face foarte bine treaba astăzi, a ceea ce am avut de făcut. Un antrenament bun, mulțumit de modul cum s-au desfășurat lucrurile, pentru că, v-am spus, era important să nu pierdem o zi. Terenurile noastre nu permit, sau dacă astăzi am fi intrat pe teren, vreo 2-3 zile, 100% n-am mai fi avut teren, sau cine știe pentru cât timp. Dacă sunt de stricte măsurile de siguranță aici, probabil că chiar că nimeni nu a spionat antrenamentul de azi. Aici da, aici putem să facem și alt tip de antrenament. Nu, am spus, ne bucurăm că avem oamenii alături și ne sprijin atunci când avem nevoie. În rest, mă bucur că am putut să ne facem treaba.